Fostul ministru Vasile Cepoi a fost acuzat de conflict de interese și a fost nevoit să-și dea demisia din fruntea Ministerului Sănătății. Azi, pe ordinea de zi a guvernului, ar fi trebuit să fie și hotărârea de scoatere la concurs a posturilor rămase vacante după întoarcerea la cerere a personalului care a lucrat înaintea închiderii la Spitalul Bumbejiu. Primarul Constantin Bobaru speră ca viitorul ministru al Sănătății să aibă în atenție unitatea medicală din localitatea sa. Știu doar că înainte de s-a schimbat conducerea ministerului era trecută ca și prioritate pentru a fi adoptată această hotărâre de guvern. La momentul acesta eu nu știu cu certitudine dacă este sau nu este. Tocmai de aceea, dacă nu va fi, vom intensifica demersurile noastre pentru a fi pusă pe ordinea zi și adoptată într-un timp relativ scurt, când singurul demers care n-a fost finalizat până la această dată este promovarea și adoptarea acestei hotărâri de guvern.